Un incendiu puternic seamănă panică în cartierul 23 august din București. Chiar în aceste momente, mai multe echipaje de pompieri încearcă să stingă flăcările care au cuprins până acum 3 case. Există însă pericolul ca focul să se extindă pentru că locuințele sunt lipite una de cealaltă. Corespondentul ProTV Nadia Nechifor este la fața locului și are toate informațiile. Bună ziua, Nadia! Bună ziua, Iulia, bună ziua tuturor! Intervenția pompierilor este în plină desfășurare, a început acum o oră, în momentul în care au fost chemați aici pe această stradă din cartierul 23 august să intervină la un incendiu care a cuprins 2 case. O parte dintre pompieri, după cum puteți vedea și dumneavoastră, intervin de jos, însă cealaltă parte s-a urcat pe acoperiș. Aceste case sunt construite din lemn, lucru care poate propaga incendiul și a îngreunat intervenția pompierilor și mai rău decât atât sunt lipite între ele. Pompierii au fost nevoiți să se urce pe acoperiș și să decoperteze acoperișurile deoarece dedesubt se află lemn care, așa cum am mai spus, poate potența flăcările. Au fost nevoiți de asemenea să intre în interior și să scoată de acolo toate materialele combustibile. Vorbim despre plastic și despre foarte mult lemn. După cum puteți vedea, nu a mai rămas nimic din cele 2 case. Se pare că incendiul a izbucnit din cauza unei sobe lăsate nesupravegheate, mai exact a unei tigăi pe care proprietarul a uitat-o pe plită și a plecat de acasă, iar în momentul în care s-au întors flăcările, au cuprins casa. Pompierii sunt aici și încearcă în acest moment să depisteze focarul, adică locul de unde a izbucnit incendiul, pentru ca focul să nu se extindă și la alte case și de asemenea să nu reizbucnească din nou.